așa de mare și astăzi am adunat să se văd bucat de existență al Asociației Sportive în Școala de Fotbal Lucian Dobre și Dorinel Mâncan. Calitatea de președinte al Comitetului de Părinți, Comitetul de Părinți de la această asociație, vă urăm bine ați venit și vă rugăm să vă simțiți bine alături de noi. Motiv pentru care o să te putem cu poveste scurtă, deoarece copiii noștri că sunt la prima clasă, o să începem de maniera următoare. A fost odată la niciodată, într-o împărăție, unde doi voinici, mari și tari, au luat toți pe ei, i-au plâns și la un moment dat s-au plictisit. Și ca să-și înfrângă acea plăseală, au zis, domnule, hai să-i plăcăm în joc. Jocul s-a zbuit, să îmblânzim coțofana. Coțofana fiind un obiect bun, de formă sferică, cu bulire albe și într-un cuvânt fotbal. Cei doi voinici, Iubaiu, Iubaiu și Cărțea Cercedeas, fiindcă au fost foarte buni în acest joc, au fost invitați și alte împărății. Iubaiu, Iubaiu a plecat în Germania, iar Grăzea cel Cărțit a plecat în Ucraina. Dar la pregătit în această părăție s-a întâmplat în marele casă. Scorpia, mama zăinilor, a făcut o vrajă și copiii au pierdut simțul de a se juca. Scorpia le-a păcălit prin țântule copiii de-a ei mai mici și anume pe valaua calculatorului, pe vârful laptopului și pe scrisoarea cea mică tabletă. Cei doi bănici s-au hotărât mai să-i scoată din fața acestor demoni și să-i face să se prietenească, să se joace și să-și descopere cât de frumoasă este cu Iulia jucându-i. Într-un final, cei doi au pus bazele acestei școli și prin, să zicem, învățăcei ai celor doi mai acolo acum, au fost după cum urmează. În aplauzele dumneavoastră, Raul Matei! Al doilea, Călău Rău! Răsmin Danelu! Negovoan Mihai! Albert Răsmin! Costu Maraș! Ianus Lomin! Și scopul povestea sportului. Și ca la orice mare sărbătoare, este bine să avem printre noi pe reprezentantul bisericii, în speță la onoratul lui Dumnezeu pe prezenta Petru, pe care îl invit la microfon, să ne spună câteva cuvinte și să se roage pentru copiii noștri să fie sănătoși și să facă ce și-au propus. Bună dimineața, în fața mea este o aici pentru un motiv foarte important. Copiii cei care sunt aici nu sunt pe studență. Copiii cei care învață ceva și învață să facă mișcare, nu știu ce se întâmplă cu lucrurile. Copiii cei care sunt sub observanța unor oameni nemuși, au ce învăța și atunci mai sunt speranțe pentru ca societatea noastră să se dezvolte așa cum ar trebui. Îi felicit pe părinții care dau copiii la o asemenea acțiune. Îi felicit pe cei care se ocupă de acești copii, în speță antrenorii și așa de tot staff-ul acestei instituții pe care așa mi-o până la urmă și sportivă, dar și de cultură, pentru că orice copil care se formează în cadrul unui program poate să devină un cetățean bun. Și pentru că este deja un an de amintiri joacă fotbal aici, cred că ar fi bine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru anul care a trecut și în același timp să ne rugăm lui Dumnezeu să mai ofere mulți ani de acum înainte.
De aceea să spunem împreună rugăciunea Tatăl nostru și în rugăciune pentru acești copii care sunt acum în perioada lor de formare. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de toate zilele de nouă astăzi, cine iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește ce rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și fiuria și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește. Doamne Dumnezeu nostru, care cu chipul Tău ne-ai cinstit pe noi oamenii și ai îmbrăcat pe voi de Sfinții Mântuitoare. Cel ce a intrat în biserică în această dreapta armă, că s-a lăsat oamenii că se mirau pe oameni și ziceau, de unde știi aceasta ne fi întâmplăsat? Și da, Iisus, vă rog, povărește. Veniți-vă, ascultați-mă pe mine și vă voi lupta cu mai frica Domnului. Cel ce a învățat să nu mă înțelegiunea Dumnezeu, că Domnul cuvântul împărată, deschide Sfântul și inima. Gura și mintea copiilor care vin în acest centru sportiv. Ca să facă voia ta, să învețe și ferește pe legile toate ispita, păzindu-i în toate zile vieților lor și făcându-i să spălească totdeauna în toate cele bune, cu rugăciunea care mai mai și mai și-a fost Sfinților Tăi. Că Tu ești cercetătorul tuturor și al șapelor noastre și să-ți împărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La Tatăl Tău să-i de acum înainte. Fie de bun augur, să fim sănătoși, să ne cumpărăm de copiii aceștia, de clipele frumoase. Și în continuare o să invit pe unul dintre contrații din presă, în sper să domnul Dan Alioșa, că tot era la urmă, să ne spună câteva cuvinte. Sperăm în beneficiu copiilor și aducem răspunsurile din jurul. Pot să vă spun că sunt foarte bucuros la un an de zile de când inițiază școala de fotbal Victorii Campion. Pot să vă spun că sunt foarte mândru că mi-am început cariera de jurnalist odată cu copiii. Pot să vă spun că sunt mândru că am scris despre prima victorie a copiilor de la Victorii Campion. Vreau să vă spun că l-am văzut pe micuțul Ianis. Avea mergea sărbăță în picioare și acum, după un an de zile, este un adevărat artist al balonului. Mulțumesc colegilor din presă, vă mulțumesc tuturor și să le spunem la mulți ani viitorilor campioni și să ne întâlnim la majorată. Doamne ajută! În continuare, la microfon pe domnul Cătălin Bugea, care tocmai a ajuns. Mulțumim pentru prezență și rugăm să adreseze câteva cuvinte, care de noi, cu copilor și părinților. Mulțumim și mie. Da, mulțumesc și mulțumesc pentru prezență. A trebuit să facem la mine asta pentru acel din urmă. Vreau să-i mulțumesc lucrurile pentru că a făcut așa să facă și mie. Treșița o școală de fărbat, sunt pe o părere de mea. Vreau să-mi zic că este un proiect de ambiție și sper să țină fără așa. Mă bucur că tot ce înseamnă fărbat, copiii se dezvoltă și ajungă în oraș. Sper că se dezvoltă pe mine și de ce nu o să apară și alte școli de acest gen. Deci te rugi și la mea oameni. Mulțumesc Dumnezeu! O să invit la microfon și pe domnul Cristi Vecenii, antrenorul de la CSMS-ul să le adresez câteva cuvinte pentru că e normal. Sunt colegiul așa de competiție și e chiar bine venit și e bucură a fost să vă fiți de la voi. Aplauze, aplauze!
Africa. Vreau să le doresc celor campioni să ajungă în Paris, să le dea Dumnezeu tot ce doresc, să fie sănătoși și serioși, așa cum ei știu. Colegul meu, Dumnezeu, vreau multe baftă în meseria pe care și-a ales-o și sper să măcar 2-3 fotbaliști să dea la nivelul în ziua sau mai sus în ajunătate. Vă mulțumesc! Și nu în urmă rând sau în final, îl invităm pe maestru de ceremonie care a inițiat această școală, fotbalistul nostru de marcă, Dorin Munteanu și alții. În aplauze de asta, domnul Lucian Teatru! Înainte de bărăzia Cuvântului, mulțumesc că sunteți prezenți în urmă și în urmă. Mulțumesc pentru rog, este scăriților cu poc. Înainte de a vorbi eu, aș vorbi că las organizatorul competiției să vorbească puțin. După aceea eu nu am să vă spun prea mult, doar vă vorbim și cu asta putem să începem să vedeți. Mulțumesc mult și bună ziua și vă mulțumesc că ați onorat această invitație la sărbătoarea fotbalistică, pentru că astăzi, practic, avem un an de când a luat naștere o școală privată de fotbal. A fost, practic, doi ani de muncă, cu ce am să spun asta niciodată, în care s-a stăduit și iată a reușit acest lucru să ne pună a fotbalului Cărșa, care sunt convins că va da spunea Cristi cel puțin doi eu, vreau ca toți, pentru că toți sunt campioni și viitor campioni ai Cărșii. Să nu uităm că județul nostru au fost rezultate. A avut câștigat un campionat cu UDR, a câștigat o cupa lumii mentală. Poate să fie momentul să ajungem în prima ligă, să batem la porțile cupei europene în momentul în care fiecare comună a noastră va avea cupa de fotbal. Este o teorie verificată. Și atunci vom vorbi de un podium campion, de un Orbulescu, de Dancea, de toți copiii acestui lor care sunt aici, așa este Igorul, și cu siguranță vor veni și alții campioni și alte echipe. Asociația Județeană de Fotbal a făcut pasul 2 și a organizat un campionat specific acestor copii, campionatul de junior. Deci, în momentul performanței, cum spuneam un coleg de Brească, a pornit în timpul un an, s-a făcut pasul 2 și urmează ceilalți pași. Să nu uităm că județul nostru a dat campionul echipei naționale, a dat recordul selecțiilor la echipei naționale. Deci este de datoria noastră, ca educator, să îndrumăm pe acest copii să obțină rezultate pentru marca lui. Și acum, iată, un moment mult așteptat, pentru că suntem la o sărbătoare, la care participă CFM Școala, la care participă micii campioni, la care participă viitorul primar. Mulți atrează! Zile senine și fericire, la
această întrebare și vă mulțumesc pentru că ajutați copiii să practice și să aibă o viață cât mai sănătoasă. Acum vă vom da niște tricouri din partea Micilor Campioni și Uleniților Campioni în colaborare cu asociația, cu direcția județeană de sport și după aceea dăm drumul la competiție și cel mai mult să câștige. Doamne ajută! Astăzi sărbătorim un an de zile de existența școlii de fotbal private, prima școală de fotbal privată din județ. Asociația sportivă Școala de Fotbal Micii Campioni, Dorinelul Capricor. O acțiune inițiată de Comitetul de Părinți din cadrul acestei asociații, prin care am încercat să transmitem două mesaje opiniei publice. Aduceți copiii să facă sport, pentru că sport înseamnă sănătate, înseamnă dezvoltare intelectuală normală, creionare de caractere și nu în ultimul rând disciplină care ulterior în viața de studiu va ajuta pe acești copii foarte mult. Un al doilea obiectiv pe care ni l-am propus este acela de a ne educa copiii de asemenea manieră încât să nu fie atrași de latura negativă a societății, în speță traficul și consumul de droguri, care, din păcate, în orașul nostru, în țara noastră, a început să atingă cote mai mult decât alarmante. Este mesajul pe care noi, părinții, încercăm să-l transmitem prin mass media, societății civile, factorilor de decizie și sperăm să fim auziți și sprijiniți în acțiunea noastră. Noi încercăm să ne organizăm astfel de acțiuni și astfel de activități să cooptăm cât mai mulți copii. Nu ne interesează pe moment să obținem nu știu ce rezultate sau nu știu ce să fac noi. Marele rezultat este că aducem copiii în iarbă, egal că fac fotbal, că fac handbal sau orice alt sport. Important este să vină să facă mișcare. Este cel mai bun lucru. E benefic din toate punctele de vedere. Ați încercat să implicați și autoritățile locale, județene? Am transmis niște semnale, mi s-au promis că o să treacă și o să discutăm. Deocamdată nu s-a materializat nimic, o așteptăm pe viitor. Ceea ce vedeți aici este tot organizat numai și numai de către părinți, cu sprijinul părinților. Nu am vrut să implicăm pe nimeni, încercăm doar să generăm o mișcare la nivel de tot municipiul. Sunt invitați și ceilalți părinți de la alte segmente de activitate sportivă, nu trebuie neapărat fotbal. Dar cu cât sunt mai multe, cu atât este mai bine pentru toată lumea. În primul rând pentru noi și pentru niștea noastră sufletească și pentru faptul că acești copii se vor dezvolta normal, zicem noi, într-o societate sperăm normală. Mulțumesc!